doar când este masculin. La mulți ani, tuturor, la mulți ani, măi, băi, băi, bărbate, băi, băi, bețu, vanule, mă, și la mulți ani, mă, ce-mi zice, mă, du-te, băi, de aici, băi, du-te, băi, bețu, vanule, că mă faci de o cară în tot satul, mă, nu pot să mă duc și eu ca toate femeile să-mi delapidez părul de pipișoare. A, și la noi la coafor, că s-o deschizi coafor, că tu te îmbezi ca porcul, porcule care ești. Că mă văd aici femeile cu care mă jumie să-mi țâtule. De rușine m-ai făcut la toată lumea, mă, nu mai bem, mă. De ce bem, mă, toată ziua? Pentru că noaptea dorm. Ia că ai hazuri pe tine, mie să-mi țâtule, să nu te văd. Hai să te pup. Ce nu mă pup, mă, să nu mă pup, că nici mărțișor din 1 martie nu mi-ai luat, mă, că toate femeile, toate și-a pus mărțișor în piept. De ce nu mi-ai luat, mă, mărțișor, a? Bă, tu nu ți-am luat. Nu mi-ai luat anul ăsta mărțișor. Bă, da, bă, da, ți-am luat anul trecut. Ai, mă. Bă, ce, ți-a rămas mic? Ai, mă. Lasă-mă, ia uite ce glume are nesămțătul, dar toate femeile acum le-au zis bărbații că le iubești. O trecut Dragobetele, o trecut Valentinu, o trecut 1 martie. Mă, nu-mi zici și mie că mă iubești? Mă, îmi zici odată? Da. Când? De 1 aprilie. Băi, dacă te pălesc acum, dacă te pălesc, două spitale nu te mai repară, nesămțătule, nesămțătule care ești, măi. Măi, tu să-mi spui mie ce ai făcut, măi. Eu ți-am zis ție să stai acasă, da, să te ocupi de animale, măi, da, ce-ai lăsat tu gospodăria acolo? Da, măi, tu ce-ai făcut? Te-ai dus în pivniță? Da. Te-ai dus în pivniță și ai pus damigeana la gură? Da, am băut cu furtunul. La mulți ani, mă, de ce ai venit tu, mă, de ce ai plecat de acasă, mă, cu cine ai lăsat, mă? Într-un suflet a venit după tine, așa? Într-un suflet a venit, mă, să te anunț ca la Nogradă. Unde? La noi Nogradă. Așa? Să-i petrec fenomene paranormale. Fenomenii paranormale, la cap ești tu, bețvanule. Ce fenomenii paranormale, mă? Și fenomenii paranormale să se întâmple la noi în Ogradă. Și vrei să spun, adică or fi aterizat extraterestri cu racheta? Da, a venit măta cu șareta. Nesămțetule, o veni mămica? Da. Este mămica la noi? Păi și așa, și ai lăsat-o cu pidânsa singură? Da. Dar cu cine? Cu curcile. Lasă asta, măi, de să mergem de grabă la mămica și la animale acolo. Măi, de ce ai venit tu aici? Nu înțeleg de ce ai plecat de acasă. Băi, cum adică de ce am plecat, mă, de acasă, mă, că m-am avut grijă de animale. L-am lăsat pe animale. Nu le-ai lăsat singure? Da. Dar cu cine? Pe animale le-am lăsat pe. Pe ce? Pe. Cum că apoi animat pe ce bâlbâitule? Pe l-am lăsat acolo. Ce, mă? Pe, mă. Pepe l-ai lăsat cu animale? Pe, da, Pepe. Pe domnul Pepe? Pepe cântărețul. Pe artistul și la mare ăla cu numai iubirea, doamne, și cânte frumos. L-ai lăsat pe domnul Pepe acolo? Da. Cum a venit domnul Pepe la noi în ogradă? Doamne, dar nu viu. Dar cum? Sidiu. Mă rog, și? Bă, fii atent cum ai venit, cum ai plecat de acasă? Așa? Eu m-am pus pe treabă. Bravo. M-am întins în pat, am dat drumul la televizor. Iaca. Bă, ce era la televizor? Ce era? Cine vorbea? Cine? Domnul Arafat și cu domnul Afila. Cine mai? Domnul Arafat și domnul cu domnul Arafat? Afila. Da. Domnul Arafat? Da, și-a spus, dom'le, pandemia atacă animalele. Și vai de mine! Ca să le salvăm la animale, trebuie să punem muzică. Du-te, vai! Da! O zis domnul Rafil așa ceva? Domnul Arafat. Și cu domnul Arafat au zis că trebuie să le punem... Mă, și plus de asta, ele crește și producție. Du-te mai de aici, mă! Dacă le pui muzică, ele crede mai mult lapte, carne, ouă, brânză, vedete... Du-te, mă, că nu înțeleg, ai că te-ai zăpășit de tot, adică cum? Și tu ai pus pe domnul... Am verificat! Adică? Am verificat imediat, am luat sediu și l-am pus pe să cânte, mă, la arioană, mă! Păi când a început el să cânte aia cu iubirea... Numai iubirea, doar...
Băi, băi, Joiana! Ce-a făcut? Joiana a început să-i se umple ugerul de grește lapte, 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 caprele! Ce-a făcut? Caprele nu mai puteau, tremurau de emoție, me, 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 găinile! Ce-a făcut găinile de la muzica lui domnul Chebel? S-au flacat pe unii și a început să ouă, de ziceai că ninge cu ouă, alb tot, adică, bă, bă, gata! Ăsta, Pepe, ăsta e latino lover și încoteț. Extraordinar, doamne! Deci asta a fost cu domnul Pepe, mai doamne, și mari minuni, măi! Și mari minuni cu muzica asta! Da, Pepe, dar fii atent, fii atent, eu deștept cum se știe, mai am... Doamne, mă rog! Pupă-mă! Doamne, tu-i băi, că aici am tipul, măi, tipul ăsta am zis, fii... Ținte de mine, fii atent, aici, fii atent! Bă, m-am gândit eu așa, bă, dar muzica asta e pentru animalele de parte femeiască. Cum ar veni? Cum ar veni? Bă, dar ce face, bă, cu partea bărbătească? Cu măgarul, cu calul, cu câinele, cu iepuroiul, cu... Bă, ce face cu ele? Bravo. Și atunci mi-a venit de tema. Am pus eu un CD care l-aveam la suflet aici ascuns. Ficiliu! Și mai așa, zi-mi odată, Ficiile, cum ai făcut curioasă, pe cine ai pus tu pentru animalele de parte bărbătească? Pe Analesco! Pe Analesco ai pus-o tu pentru animalele de parte bărbătească? Pentru tine ai pus-o! Pentru tine ai pus-o, că tu faci ca toate animalele de câte ori o vezi la televizor. Hai să-mi flăcă! Băi, când a băgat flăcările, băi, când a băgat flăcările, băi, ce și așa, băi, știi ce a făcut măgarul? Ce-a făcut măgarul? Ne-a dezonorat cățeaua. Băi, 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 iepuroi a turbat, iepuroi, a sărit, nu mai știu de asta, au călecat găinile pe acolo, fii atent. Dacă în ogradă la noi ai să găsești ouă cu urechi, Analesco e de zină, bă. Băi, băieți, băi, dar nu se poate așa ce, bă. Spurcata păcătoasă și ea, nu, zăpăcit-o, graiu, ai scos-o imediat de acolo, da? Ai scos-o pe Analesco, doamne, doamne, apocalipsa la noi, doamne. Băi, femeie, apocaliptica, o gradă e întoi, dar fii atât, e adevărat tot ce-au spus oamenii. La televizor, animalele la muzică e mangandalomane de tot. Și e? E mangandalomane de... De producție, măi, se bucură. Măi, tu vorbești, stai o leacă acum, Bețivanule, că eu înțeleg ce vrei tu să zici. Deci tu vrei să zici așa, că dacă punem muzică la animale, dânsile ne dau nouă producții mari de lapte, bravo, de tot ce trebuie, bravo, de brânză. Brânză, băi, doamne, deci să-i dea Dumnezeu sănătate lui domnul Rafila, dacă da, el a constatat că muzica le face bine. El a constatat și arată la fată. Bărbatii, gata, păi să termină pandemia. Băi, și ne îmbogățim, băi. Ne facem o firmă și să vezi producție pe noastre, băi, pe animale. Acum toată treaba lui, și muzică punem noi la animale. Eu mă gândesc că aia cu jaga, jaga o fi bună. Jaga, jaga? Ia să vedem, doamne. Ia vedem, doamne, ca jaga, băi. Să vedem acum. Este pandemie, toate s-au schimbat. Punem muzică la vite, cine-a mai văzut, ca să ne dea lapte mai mult. Când o pui pe Mirabela să le cânt un ceas, face vaca, face vaca, laptele mai gras. De-i cântă tristăriu, piesa turnierul, ne face lapte mai mișto. Încearcă încearcă jaga, jaga. Încearcă, da, nu o chinui degeaba. Încearcă să-i pui și ei un șlagăr cunoscut, ca să ne dea lapte bătut. Încearcă, încearcă Loredana. Încearcă, da, ca să ne dea un chil de sana. Sau încearcă și un cântecel cu Delia, că-i dulce ca o acadea. Și bere gratis azi la aparat, și vaca s-o alcoolizat. De minuni
vacă s-a amorizat. Și ne face, și ne face lapte condensat. De salam și domnul Guță rău e sacrit și face lapte cu ovăsit. Încearcă, da, o piesă cu Madonna. Încearcă, da, să-mi dea laptele cu tona. Haide, pune-mi și fuego sau pe holograf, ca să ne facă lapte praf. Nu încerca cu Alex cu velea, nu încerca cu o să dai de belea. Iar de crucuțuri ca și un sfinti am luat, ne face lapte de gresat. Face, e să face, iarăși de iubit. Și de Adrian Enache s-au îndrăgostit, că eu în taur renumit. Orea Breșu are mare priză la femei, însă vaca noastră are preferatul ei. Vaca-l vrea pe torobanțu, el ar fi pe plac, să ne dea lapte cu caimac. Nu încerca cu Tudor, cu Chirilă, nu încerca, că nu e bun pentru prăzilă. Hai încearcă și cu Popa, zi și Dorian, și te alegi tu un juncan. Încearcă, da, încearcă cu Bărnică, încearcă, da, că n-are nicio frică. Și te alegi peste un an și tu cu un vițel, junicile sunt moarte după el. Hei! Valentina Fătu și Vasile Muraru. La mulți ani, dragile noastre, să fiți sănătoase, să fiți iubite, să fiți respectate, să dea Dumnezeu să trăim vremuri de bune, vremuri bune, vremuri de pace, să fie pace în lume, să fie pâine pe masă și toți ai casei acasă. Să ne trăiască copiii și bărbații. La mulți ani! La mulți ani, dragile noastre!